creșterea albinelor a devenit o afacere cu lipici pentru mulți antreprenori. Atrași de profitul dulce al mierii, apicultorii depun efort și străduință în dezvoltarea activității apicole, care e tot mai des încercată de provocările naturii. Pentru a face față momentelor dificile, o afacere cu albine are nevoie de pasiune și motivație. Un exemplu în acest domeniu este Victoria Sobol din satul Bravicea, raionul Călăraș. Tânăra împreună cu soțul ei au pus bazele unei prisace în codrii Moldovei, iar de 6 ani muncesc și se bucură de rezultate frumoase. De la început nu aveam atât de multe resurse și am pornit prin câteva roiuri pe care în al doilea an le-am înmulțit. Să spun vreo 20 am avut în primul an, apoi le-am înmulțit și s-au făcut 20. La următorul an am strâns ceva bani din economii și am procurat 50 de familii. Pe parcursul primului an, investițiile nu s-au recuperat chiar în totalitate, dar următorii ani, desigur că da. Nu mai aduc aminte suma investiției inițiale, dar anul acesta, în 2020, am investit aproximativ 100.000 de lei în procurarea stupilor noi de tip langstrot pe 10 rame vertical și 70 de regine și am înmulțit familiile. La moment sunt circa 120 de familii de albine. Reginele le-am procurat de la unul din apicultorii din Republica Moldova, care este certificat în acest domeniu. Am ales anume pe el deoarece oferă o calitate bună a reginelor, le selectează foarte minuțios după mai multe criterii. Reginele sunt de soiul carpatin, unicul permis în Republica Moldova. Ele sunt selectate și alese și chiar și însămânțate artificial pentru o mai bună fertilizare și pentru o calitate mai bună a puietului. Albinele de soi carpatin sunt foarte sanguincioase și dacă sunt îngrijite cum se cade, adică nu pot să spun că avem pretenții la ele, sunt cuminți. Mai ales în perioada culesului, cum este acum, perioada culesului de tei, nu am primit nicio înțepătură zilele acestea, am lucrat la ele foarte liber, doar cu masca. Mândră de afacerea familiei, Victoria susține că atât ea cât și soțul ei depun toată străduința în această activitate pentru ca rezultatul să fie pe măsura așteptărilor. Baza melifera aici în Bravice este foarte bună. Avem culesul de salcâm și de mai aici pe loc. Culesul de tei, aducem albinele aici în pădure, într-o zonă atât de curată și în codrii Moldovei. Apoi, al treilea cules îl facem la floarea soarelui. Anul acesta avem în stoc mai multe tipuri de produse apicole. Miere de salcâm, care este cea mai ușoară și fină tip de miere, este recomandat copiilor deoarece nu provoacă alergii, este foarte fină și se caracterizează prin faptul că nu cristalizează perioada aproximativ 2 ani. Am avut norocul anul acesta să culegem o cantitate, mă rog, de miere de salcâm, cât a fost. Cineva poate n-a scos deloc, dar noi am avut. Și ne bucurăm pentru faptul acesta. Mierea de mai este compusă din miere de salcâm, de la pomii fructiferi și alte flori de primăvară. Noi spunem o polifloră de primăvară. Este de asemenea lichidă, dar până la sfârșitul anului, undeva când dă frigul, atunci ea începe a cristaliza. Deși mulți nu știu, dar mierea de rapiță este primul tip de miere care se culege în anul apicol. Ea este foarte deosebită prin faptul că cristalizează perioada aproximativ 10 zile. Dar cristalizează foarte fin, are o textură foarte fină și nu este așa de dulce. Foarte mulți o apreciază la noi pentru acest fapt. Căpăceala se extrage atunci când descăpăcim mierea de salcâm, spre exemplu aceasta este de salcâm, este foarte fină. Este deosebită prin faptul că sub acest căpăcel albina adaugă enzime speciale care într-un fel conservă mierea.
Acesta este polenul pe care albinele îl culeg din mijlocul florii. Adesea când mirosiți o floare, vă murdăriți năsucul de acel praf. Păi acesta este polenul. Aceste lumânări sunt fabricate simplu din fagurele pe care este folosit la interiorul ramei și cu fitil. Sunt simple, dar sunt foarte originale. Deși se consideră o ramură de perspectivă, apicultura poate întâmpina și unele probleme. Pentru a putea face față dificultăților care pot apărea pe parcurs, apicultorul trebuie să fie documentat și să iubească natura. Dintre obstacole cu care ne-am confruntat pe perioada de când ne ocupăm cu albinele a fost pierderea albinelor după perioada de iarnă, roirea care necesită foarte multe puteri, ca trebuie foarte mult să le controlezi. Așa, am avut probleme cu păduchii, cum se spune, este varoa dăunător care se dezvoltă în familiile de albine, de obicei în perioada larvară a acestora, mai mult la puietul de trântor, apoi când iese, parazitează albina. Aceasta este obosită și adesea sunt roase și aripile. Deja deodată se observă că este problemă. Pentru aceasta, noi în fiecare toamnă, după ce este extrasă toată mierea și când se pregătește pentru iernat, se face tratament cu medicament, dar acest medicament este permis în Republica Moldova și este inofensiv și ne străduim și primăvara de vreme, tot se mai face un tratament pentru acest dăunător. Alt dăunător care îl putem denumi este molia de ceară, care ne afectează adesea familiile slabe sau ramele care nu sunt depozitate corespunzător și atunci avem pierderi mari de rame, dar ne străduim de asemenea tot să le depozităm în așa fel încât să nu ne confruntăm cu ele. Pe lângă dăunători și valorificarea producției de miere este o provocare pentru apicultorii moldoveni. Până acum am vândut mierea Angro o parte și o parte pentru cumpărători, dar anul acesta, din cauza stocului mic, deja livrăm sau vindem direct la cumpărător. Vom vedea cum va evolua starea vremii în anul acesta și la celelalte culesuri și sperăm să avem roadă bună. Prețul mierii variază de la 80 de lei kilogramul până la 120 de lei kilogramul. Este 80 mierea de rapiță kilogramul, este 120 pentru salcâm și mai. Pentru cei interesați de înființarea unei stupine, tânăra are câteva sfaturi legate de investiția inițială într-o astfel de afacere. Pentru a iniția o afacere în apicultură de succes, ar fi de dorit ca să mergeți inițial să faceți un curs de apicultură, să acumulați suma necesară pentru o investiție și să o faceți. Încet, dacă aveți nevoie de ajutor, mai apelați la un apicultor, altul, fiindcă noi suntem ajutători la nevoie și ne respectăm și ne ajutăm cu un sfat. Urmează să vă deschid un stup pentru a vă arăta viața albinelor. Corpul de sus îl scoatem, fiindcă regina și toate albinele sunt jos. Familia de albine propriu-zisă este amplasată în primul corp. Aici este regina și albinele. Aici am adăugat ramele la crescut, vă arăt mai târziu. Uitați ce de frumos au crescut, pentru că în perioada culesului albinele au puterea de a crește ramele și de a face așa căsuțe. Așa, mai departe urmează rama cu miere și aici are pe mijloc și puiet larvar. Puietul necăpăcit, chiar dacă încă nu-l observați, este aici în mijloc, iată, pe tot întinsul acesta de ramă. Acum și vă arăt și una cu puiet căpăcit. Este următoarea. Așa arată puietul deja căpăcit. Este aproape de maturare
În partea de jos a ramei, observați regina, este marcată cu culoarea albastră, iar împrejurul ei sunt albinele, care formează escorta reginei. Acum câteva zile am pus un corp întreg cu iată așa fel de rame necrescute, doar folia. Și acum avem jumătate de corp crescut. Albinele construiesc ramele, apoi pun în ele mierea. Regina pune ouăle, iar albinele mierea, păstura. Apicultura este o muncă minuțioasă, care cere răbdare și în special pasiune. Pe lângă faptul că se ocupă de o activitate care îi oferă satisfacție, tânăra este mulțumită că poate obține și un mic venit din toată această străduință.